Bună ziua, stimați telespectatori, numele meu este Răzvan Pascu și avem astăzi doi invitați speciali, niște oameni care vând o destinație exclusivă în România. Este vorba de reprezentanții companiei Malta Travel. Ei vând, așa cum probabil vă închipuiți, Malta ca și destinație turistică și sunt singurii de pe piață care fac acest lucru. O să-i cunoaștem astăzi, să vorbim cu ei și să întrebăm cum este să faci afaceri în România ca și maltez și cum au reușit să rămână pe piață lideri pe această destinație începând din 1999 și până acum. Aș vrea să vorbim puțin foarte pe scurt despre istoria Malta Travel, cum ai decis să vii în România și să începi această afacere și care au fost așteptările tale și dacă au fost împlinite până acum. Primul rând, nu a fost intenția că facem turism, a fost pentru alte treabă. Iar cu timp avem văzut că există piața pentru Malta și pentru întrebarea dumneavoastră care se a fost mulțumit, cred că putem spune că da, cu afirmația. Sunteți din 1999? Suntem din 99, da, care vinde Malta. Da, și trebuie să spunem și insistăm chestia asta, că adevărat noi suntem singur tur operator pentru destinația Malta, iar produsele noastre se pot acuista în fiecare agenție de turism în toată țara. Deci, practic, nu, voi sunteți tur operatorii, voi creați noi, pachetele turistice, exact, sunt pachetele turistice și se vând prin Malta Travel, dar și prin partenerii voștri. Bineînțeles. Asta trebuie, aici facem un semn de mulțumire pe tot partenerii noștri, care se numere de mai mult de 3.000 de agenți de revanzatori, care chiar în fiecare agenție, în fiecare colț, de tot România, insist, se cazești produsele de Malta Travel. Spune, Marc, practic, voi din 1999 vindeți în România în fiecare an Malta ca și destinație turistică? Așa este, din 1999 specializăm pe destinația Malta. Iar aici trebuie luau puțin timp, că spunem mulțumire la tot agenților din țară care vinde produsul nostru, pentru că trebuie să... Numai puțin. Hai să le explicăm telespectatorul cum se vinde Malta Travel. Strategia Malta. Exact. Deci este, voi sunteți tur operatori, voi faceți pachetele pe Malta, corect, voi vindeți, da, prin corect, Malta Travel, prin site-ul vostru malta.ro, dar aveți și partenerii în țară, da? Corect. Că aveți peste 3.000 de parteneri. Sunt, exact, mai mult de 3.000 de parteneri care vinde produsul nostru. Noi specializăm în faptul că închiriem avionul, da? Cumpărăm și locuri la hoteluri respective. Da? Aici vorbim de investiția nu ușoară, că bineînțeles că banii trebuie să fie plătiți în iarna pentru vara. Iar câștigul este turistul din România, care prețul, exemplu, și pentru vara 2013, începe de 299 de euro. Avion plus cazare, vorbim mai 7 nopți. Și deci 299 aici, de euro, exact, 7 nopți în Malta, în Malta cu avion, cu cine inclus. Avion, da, taxe de aeroport, exact, corect, cazare 7 nopți, yeah, și da, cină. Cină inclus fiecare zi. Și mic dejun. Da, exact, și mic dejun, bineînțeles. Asta vorbim de program senior. Iar program senior noi, la noi însemna 50 ani în plus. Și bineînțeles, cum am spus, programul ăsta se vinde prin tot fiecare agenție de la colț. Bun, deci să zicem că eu sunt din Baia Mare. Exact. Avem agenția din Baia Mare. Strategia este următor. Noi mergem la televizor, mergem în broșuri, târg și etc. Promovăm destinația. Noi asta ce facem aici în România, că promovăm destinația, bineînțeles, cu prețul aferent. Da? Și oameni ved, spun, uite, Malta așa ușor, aici vorbim de două ori de zbor, da? Două ore de zbor, nu vorbim de 6 ore, nu, două ore de zbor. Bun, dar da? Pe lângă faptul că voi promovați destinația, am văzut că sunt și foarte multe vedete care merg în Malta. Așa este, afară vedete, nu singur vedete, că vin vedete, iar afară vedete vin foarte mulți oameni importanti din Malta, bineînțeles nu pot spun care ministru sau director de agenție sau a venit din dar România. Dar sunt oameni importanti sunt în România. Exact. Și sunt chiar oameni care a investit în Malta, a cumpărat casa a doua în Malta, exemplu. Nu așa foarte mare, iar chiar sunt oameni care și încearcă că fac și business în Malta, că Malta nu e singur
mare, alta este și 7.000 de ani de istorie și ultimul trend a fost oameni care spun, uite, hai că cumpărăm un casa mică în Malta, hai că, știi? Am fost și asta eu în Malta vara trecută și am văzut apoi în presă, toată lumea scrie despre Malta, vedetele vin în Malta, Andrei Antonescu a filmat un interviu, așa, un videoclip acolo, practic... Toată lumea știe despre Malta. În așa România. Este. În realitate... E o concurență pentru Turcia? Sau pe cine concurați voi? Noi nu spunem că concurăm cu unde. Pentru că Malta este o destinație, atenție, aici Malta este destinația niche. Da? Este destinația, spun eu, puțin selectat. De ce spunem așa? Pentru că este pentru tot. Prețul avem pentru fiecare categorie. Iar este... Nu neapărat prețul e un criteriu. Nu. Aici vorbim de... Omul ce vrea, cine vrea storia, cultura, este Malta. Noi nu specializăm în hai că mergem, avem și all-inclusiv. Iar punctul forte din Malta, destinația Malta, nu este all-inclusiv. Cine vrea all-inclusiv, nu știu, este, ai menționat Turcia sau... Malta este pentru cultură, este storia, Malta este un muzeu în aer liber. Dar și pe asta, bineînțeles, nu, asta, bineînțeles, avem și deci noi... Deci dacă vrem petrece, putem să cine ne pentru tineri, acum, ultimii 2 ani, avem văzut că afară program senior, sunt foarte mulți tineri care vine, chiar distreze și chiar în St. Julian, exemplu, unde sunt cluburi, sunt două strade plin de cluburi, până la 4 dimineața, cluburile noastre sunt deschise și e nebunia, da, tot vara. Hai să întrebăm și pe Eliza, am înțeles, cel mai ieftin pachet, înțeleg că pleacă de la 299 de euro. Spune-ne cel mai scump preț pe care îl gândiți voi, că sunt și români totuși cu bani care vor să călătorească în Malta. Care ar fi cel mai scump? Da, avem și români care călătoresc la hoteluri de 5 stele. Cel mai scump pachet este de 660 de euro. La fel, include biletul de avion, mic dejun, transferul, asistența turistică. Asta pentru vara viitoare, da? Pentru la iarnă aveți ceva? Nu, acest pachet este pentru Revelion, la hotel de 5 stele în capital. Este cel mai select hotel din Malta. Bun, deci înțeleg că voi aveți un charter de Revelion, da? Aveți cursă către Malta de Revelion. Hai să ne spui câteva cuvinte și despre perioadă și alte detalii. Este o cursă charter, 28 decembrie cu 2 ianuarie. Sărbătorim la o temperatură acceptabilă, undeva la 20 de grade. Sunt de Revelion în Malta, maltezii nu știu ce e zăpada. Și avem hoteluri de la 3 până la 5 stele. Avionul este încăpător, 180 de persoane și îi așteptăm în Malta. Bun, și o ultima întrebare pentru tine, Marc. Ce îți place cel mai mult din Malta ție? În Malta, eu spun așa, că eu sunt foarte mult mândru, faptul, și spun asta nu pentru că sunt maltez, eu sunt mândru că în așa, în insula așa mică, da, oferim așa mult la turiști. Aș vorbim nu singur serviciilor hotelurilor, iar mai mult ce însemna cultura și istoria. Asta chiar ce exemplu ce a lăsat. Simplu vorbim ce a lăsat în urma lor. Cavalerul de Malta e deja un punct foarte, foarte mare. Și e cunoscut peste tot. Și e cunoscut peste tot. Chiar din poeta național din România, da, care chiar a vorbit de Cavalier de Malta. Bine, mulțumesc amândurora pentru interviul de astăzi. Cu plăcere. Și sper să ne mai vedem și cu alte ocazii. Cu plăcere. Mersi.